Controale ample au fost desfășurate de către inspectorii Direcției Sanitar Veterinare. Aceștia au efectuat verificări la unitățile de alimentație publică din județul Mehedinți, iar în urma acestor controle a fost aplicată o sancțiune în valoare de 2000 de lei din cauza nerespectării condițiilor de depozitare a alimentelor. Unitățile de alimentație publică au fost verificate de către inspectorii sanitari veterinari împreună cu IPJM Edinți. O unitate de alimentație publică din drobeta Turnu Severin s-a ales cu suspendarea activității din cauza deficiențelor constatate, pentru că aceasta nu îndeplina condițiile de depozitare a produselor de origine animală. Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinți întreprinde în această perioadă, ca de altfel pe tot parcursul anului, controle în domeniul siguranței alimentelor. Aici ne referim în special în această perioadă că se controlează produsele care se vând cel mai bine de paști, carnea de miel sau de ied, ouăle, vinul, cozonacii și în general prăjiturile recomandăm cetățenilor încă o dată pe această cale că toate aceste produse care și le doresc, dar și celelalte produse care le cumpără de origine animală sau non-animală, să le cumpere din spații autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar, spații care în aceste condiții sunt controlate de inspectorii noștri, acolo unde sunt nereguli cu siguranță se aplică sancțiuni, iar unde faptele sunt foarte grave se merge până la ordonanța de suspendare și, sau de interzicere a activității. La sfârșitul săptămânii trecute, inspectorii sanitari veterinari împreună cu IPJM Mehedinți au efectuat controle în mai multe unități de alimentație publică, iar un operator economic nu a îndeplinit condițiile de depozitare a produselor de origine animală și, ca urmare, a fost sancționat cu o amendă în valoare de 2000 de lei. De aceea revenim pe această cale ca toți consumatorii să-și asigure un produs sigur, atunci când cumpără, înainte să cumpere, să studieze modul de depozitare, eticheta, termenul de valabilitate și apoi să ia hotărârea de a cumpăra sau nu. Iar acolo unde există să pot sesiza oricând Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinți. În urma controlelor efectuate, inspectorii sanitari veterinari au sesizat faptul că nu mai este niciun focar activ de peste porcina africană în județul Mehedinți.